Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei și bună ziua, dragi concetățeni. Acum s-a încheiat foarte curând, câteva minute în urmă, s-a încheiat prima parte a ședinței biroului permanent, la care a fost invitat prim-ministrul interimar, domnul Ciocoi, cu secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor și secretarul de stat de la Ministerul Sănătății. În primul rând, mă bucur că membrii biroului permanent și conducerea Parlamentului a acceptat propunerea noastră a Pro-Moldova ca să fie organizată o astfel de ședință cu prim-ministrul interimar pentru a discuta subiectele de actualitate. Însă, sigur, nu mă bucură deloc cele discutate și cele auzite astăzi din partea raportorilor și din partea prim-ministrului interimar. Două subiecte de bază s-au discutat astăzi, și anume situația pandemică și tot ce ține de imunizare, și doi, situația economică și bugetară, pe lângă alte subiecte la care am să mă refer pe scurt. Sigur, situația este extrem de dificilă, chiar foarte grea din punct de vedere pandemic, așa cum o știți voi, dragi cetățeni. Situația este extrem de dificilă și din punct de vedere al lipsii paturilor în spitale, pe faptul că noi vedem în fiecare zi un număr mai mare și mai mare de infectați. Virusul devine, probabil și cu, nu fără tulpinile noi, devine mai agresiv. Perioada de terapie intensivă este mai lungă, tratamentele sunt mai grele, mai dificile și singura cale care poate să salveze situația, e cea pe care o acceptă deja întreaga comunitate internațională și experții, este imunizarea, este vaccinarea. La capitolul vaccinare, deși trebuie să recunoaștem că autoritățile depun unele eforturi, nu e cea mai bună situație, luând în considerare că la ora actuală avem 21.600 de doze de vaccin, urmează, înțelegem că în luna martie, încă până la sfârșit, încă 21.600, apoi în aprilie vreo 70.000. Toate acestea sunt planuri bune și frumoase, dar luând în considerare că noi avem nevoie de peste 1.500.000 de oameni să fie vaccinați, asta înseamnă aproximativ 3 milioane de doze de vaccin. Număr care cu siguranță va fi foarte complicat de obținut pe platforme internaționale COVAX sau altele, ce presupun donații sau achiziții la număr sau la prețuri preferențiale. Iată de ce am discutat în cadrul acestei ședințe și despre posibilitățile, alte posibilități de a obține vaccinurile. Negocieri directe cu producătorii, simplificarea procedurilor de achiziție în cazul de față, pentru stat. Și mă bucur că chiar aici, în cadrul ședinței de astăzi, majoritatea fracțiunilor parlamentare, dacă nu chiar toate fracțiunile parlamentare, au subsemnat un proiect de lege care urmează în timpul cel mai apropiat, poate chiar în această săptămână, să fie deja examinat și discutat în plenul Parlamentului, prin care se aduce o derogare sau o excepție de la procedurile de achiziție tot ce ține de vaccinurile COVID. Am discutat și o idee pe care am dat-o ca să fie deschis un cont special, un fond în care toți cei care pot să-și permite să contribuie privat ca statul să poată să acumuleze bani pentru o achiziție de vaccinuri. Deci vaccinarea sau imunizarea ar trebui să devină prioritatea numărul 1 dacă vrem într-adevăr să găsim soluții foarte rapide la tot ce înseamnă pandemie și mă bucur că acest lucru îl înțeleg toți reprezentanții fracțiunilor parlamentare și a guvernului în demisie. Situația bugetară economică e o altă problemă. Chiar dacă aparent există anumite creșteri la încasări, de ele se datorează creșterii accizilor, pe alocuri au crescut salariile și respectiv au crescut și contribuțiile. Nu este deloc o creștere economică și nu este deloc o bază de la care noi am putea să ne bucurăm. Ba mai mult ca atât,
deficitul bugetar este mare și în mare parte el ar fi trebuit să fie acoperit în acest an de în tot ceea ce înseamnă cooperare internațională, Fondul Monetar, Uniunea Europeană, Banca Mondială, care noi știm foarte bine că la ora actuală guvernul în demisie a aflat nu poate să realizeze acele negocieri sau să semneze acele acorduri. Și atât că în acest context vă readuc aminte, dragi concetățeni, că chiar ieri noi am propus să facem modificări în legislația țării prin care guvernul în demisie să poată să negocieze, să semneze acorduri internaționale ca să putem primi susținere financiară din partea altor state sau organizații internaționale. Sigur că au mai fost discutate și încă câteva subiecte. Mă bucur că am atins foarte puțin, de altfel că e lăsată și pentru următoarele discuții, subiectul în educație. Învățământul online, trebuie să recunoaștem că nu funcționează întotdeauna așa cum se așteaptă unii. Și este mai mult o degradare a sistemului de învățământ, tot ceea ce înseamnă online. În același timp, spun epidemiologii, din câte am înțeles noi astăzi, că două focare importante sunt în epidemia COVID. Transportul public și instituțiile școlare. Dar trebuie găsite soluții și pentru învățământul online, fiindcă sistemul de teste nu a fost perfecționat, trebuie de găsit soluții și cu părinții care lucrează și nu au cu ce să lasă copiii sub supraveghere și trebuie găsite soluții la tot ceea ce înseamnă bacalaureat, absolvirea și, bineînțeles, admiterea în instituții școlare. Sigur că noi înțelegem că nu putem fi foarte critici și nu putem cere mult guvernului în demisie. Dar putem să cerem mult de la clasa politică, de la forțele parlamentare și de la instituțiile statului cu maximă responsabilitate să se atârne față de situația dificilă în care se află întreaga societate. Mă întrebam astăzi în cadrul ședinței, auzind tot ceea ce a fost astăzi discutat, multe confidențial, cât de straniu e poți să stai la aceeași masă sau să discuți, parcă ar fi pe lumi paralele unele chestiuni. Pe de parte, toți conștientizează că situația este extrem de dificilă și este nevoie de o consolidare a întregii clase politice, inclusiv parlamentare, ceea ce iată că se întâmplă cu mici pași, inclusiv această ședință la birou permanent denotă acest lucru, iar pe de altă parte, să nu existe dialog între instituții cum nu există astăzi cu instituția prezidențială și să existe acest blocaj și această criză politică care pune căpac efectiv la tot ceea ce înseamnă creșterea, bunăstarea, dar ce fel de creștere și bunăstare, noi vorbim despre supraviețuire în cazul de față a cetățenilor și a țării. Înțelegem că este la modă să vorbim despre anticipate, despre alegeri, dar cei ce cheamă astăzi la alegeri trebuie să gândească că poate să săvârșească chiar și elemente împotriva intereselor țării și a societății. Astăzi trebuie administrată criza. Astăzi trebuie găsite soluții în medicină, în economie, în educație. Și am făcut o solicitare guvernului interimar să vină cu propuneri, inclusiv cu ce poate să ajute Parlamentul pentru a contribui cât de cât la unele soluții pentru rezolvarea crizei. Dar criza, în totalitate, va putea fi administrată doar dacă vor fi instituții responsabile, oameni responsabili și vor fi nu lupte și dezbinări și confruntări, dar consolidare și unitate, inclusiv aici în Parlament, între toate forțele politice, indiferent de culoare. Cum s-a găsit forța asta să semneze un proiect de lege de toate fracțiunile parlamentare, fără niciun fel de a căuta dividende politice, și cum s-a găsit astăzi înțelepciunea de a ne așeza toți la masă
și a discuta cu prim-ministrul interimar pentru a găsi soluții și a veni eventual cu aceste soluții. Iată așa trebuie guvernată țara. Iată așa poate fi administrată o criză. Iar cei care se gândesc doar la câștiguri politice, le rămâne lor pe conștiință. Vom mai reveni și cu alte subiecte. Revin la ședința biroului permanent unde se discută și agenda pentru următoarele zile a Parlamentului. Rămânem în legătură. O zi bună, succes!